Șoferii care vor să dețină carnete de conducere sau care au permisul suspendat vor trebui să participe la cursuri obligatorii de conducere defensivă și de prim ajutor, conform unui proiect de lege. De asemenea, proiectul mai vizează și introducerea unui termen de plată al amenzilor. În caz contrar, permisul ar putea fi suspendat. Proiectul vizează introducerea obligativității cursurilor de conducere defensivă, precum și a celor de oferire a primului ajutor pentru șoferi. Astfel, cei care doresc să obțină permisul de conducere sau care au carnetul suspendat vor fi nevoiți să participe la aceste cursuri. Conducătorii auto care au amenzi, dacă nu le plătesc în 6 luni, să li se suspende permisul. Ce părere aveți? Bine le face. Fiecare să-și plătească datoriile la stat. Mi se pare o părere bună. Considerați că totodată i-ar responsabiliza, că ați văzut atât de accidente? Bineînțeles, ca și noi, cum suntem, ne plătim impozitul, ne plătim curentul, ne plătim cheltuielile trebuie plătite. Asta e, ce să facem? Așa, dacă nu plătește ăla, nu plătește, ăla nu plătește, unde ajungem? E bine. E bine, că nu vedeți ce se întâmplă pe accidente, ce să mai spun. Considerați că i-ar responsabiliza oarecum? Dacă nu și-a achitat amenzi, le fac în continuare. Da. Pe lângă introducerea cursurilor obligatorii, proiectul mai vizează și introducerea unui termen de plată al amenzilor. Asta vine în contextul în care există șoferi care nu își plătesc amenzile și continuă să încalce regulile de circulație, chiar și după ce au fost sancționați. Cei care își vor plăti amenzile în termen de 6 luni vor avea permisul suspendat. Proiectul de lege va completa ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Termenul de 6 luni e rezonabil pentru plata unei amenzi. Consider că e corect. Deci eu aș susține acest lucru. Cum să nu, da? Da. Astfel iar și responsabilizat, zic eu, pe șoferi. E corect, e corect. Ar avea și timp să se gândească că au de plătit o amendă, că au greșit. Mi se pare normal. Eu n-aș fi de acord. De ce spuneți acest lucru? Pentru ce să le suspende permisul? Părerea mea că nu. Nu. Am și eu permis din 57. Spuneți că n-ar trebui să fie constrânși conducătorii să plătească? N-aș fi de acord cu așa ceva. La susținerea acestui proiect, senatorul Poteraș a declarat: anual aproape 2000 de oameni își pierd viața în accidente rutiere pe drumurile din România și aproape 10.000 de persoane sunt grav rănite. Nu putem asista pasiv la pierderea de vieți omenești și cea mai simplă cale este prevenția. Conform unui raport recent al Comisiei Europene, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul siguranță rutieră. Rata de mortalitate pe șoselele din țara noastră este de 85 de decese la 1 milion de locuitori.